Martie. Oh yes, Missing Pieces, Cătălina Cara la Virgin, 11 și 10 minute și bună dimineața. Bună, Cătălina! Bună, bună, mă bucur mult să fiu aici la voi în studio. Și noi ne bucurăm că te avem alături, abia așteptam să ne întâlnim și să povestim. Sunt foarte curioasă care este povestea ta, Cătălina, pentru că, trebuie să recunosc, te-am văzut la toate festivalurile verii. Adică ai fost pe peste tot. Și sunt curioasă cum de a ajuns o moldoveancă în România să facă performanță, pentru că tu vii de peste Prut. Da. Și în același timp, de unde și până unde a pornit ideea proiectului ăsta frumos? Un proiect de stare, un proiect de feeling, un proiect de de duminică, așa aș zice. Păi, muzica nu are granițe, dacă ai, tot ai zis că sunt de peste Prut. Mai ales că eu cânt și în engleză, dar proiectul a început din România, pentru că echipa mea cu care lucrez este din România. Lucrez cu băieții de la InCreative. Am scris, am lucrat la primul meu EP, Leap Year Baby, pe care l-am lansat în luna ianuarie, anul ăsta, 2022. Și da, am o echipă mare care lucrează la proiectul meu, o echipă care mă susține foarte mult și datorită lor și muzicii pe care am scris-o, sper eu, am ajuns să cânt și la festivale și să am o vară chiar foarte plină și bogată în evenimente și festivale la care doar visam să ajung. Dar de unde a plecat călătoria asta ta cu muzica? Eu când de mică, mereu am cântat, am fost pasionată de muzică, că de când eram la bunei, că am stat o perioadă la bunei, la vârsta de 4 ani. La bunei, ce frumos, zice, mă, la bunei, mă, exact cum ziceam, te unge așa pe suflet, știi? Asta zice și Aprilia de fiecare dată. Aprilia e managerul, unul dintre cei doi. Îl salutăm și pe Cătălin, că sigur ne ascultă. Da, ei sunt cei care au crezut în mine de la bun început și le mulțumesc pentru că contează foarte mult să am susținerea lor. În primul rând, susținerea echipei cu care lucrez și oamenii care să creadă în mine și în proiectul meu. Tu, Cătălina, da, am început să vorbim deja de 2 minute și îmi spui numai de echipă. Zi-mi, sora mea, de tine, că tu ești artistul. Da, cum ziceam, când de mică, așa? Mi-a făcut studiile în Marea Britanie. Prima apariție pe scenă a fost, apropo, la vârsta de 9 ani, în fața unui public de 5.000 de oameni în Piața Mare a Dunării, Naționale în Chișinău, și eram un copil așa, foarte dezinhibat, n-aveam emoții, după care în adolescență au apărut așa mici, eram mai timidă, devenisem așa, cred că introvertită, da, și societatea îți impune niște idei în cap, atunci mă formam ca adult deja. Și am plecat la Londra, unde mi-am făcut studiile, am cântat, am avut câteva hituri acasă. Dar de ce n-ai rămas acolo? Ia, că sunt curioasă. La Londra? Da. În 2017 am revenit acasă la Chișinău pentru că am vrut să mă reîncarc cu energia de acasă, am vrut mult să petrec timp cu părinții, mi-era foarte dor de ei, și la Londra mă axasem mai mult pe actorie pentru că am făcut facultate de muzică și actorie. Dar știi că cumva muzica era pe al doilea plan. Tu cumva ești împotriva curentului, adică oricum știam că ești o artistă diferită, dar în același timp ești împotriva curentului. Lumea în general vrea să plece afară, a noastră, uite, exemplu, a fost un pic pe afară și întoarce în țară să facă treabă. Păi eu nu am avut intenția să mă întorc pe totdeauna acasă, dar a venit pandemia la scurt timp și cumva am rămas blocată. Aha, dar a fost și un concurs de împrejurări acolo. Dar de asta mă bucur, pentru că anume în pandemie m-am gândit că o cunosc pe Aprilia. Să facem vreau ceva. Vreau să-i scriu să facem ceva. Și în pandemie am început lucrul la EP cu băieții de la InCreative. Dar și mi se așa pare foarte tare că, știi, pandemia nu e un episod așa foarte îndepărtat, adică parcă a fost ieri și uite, de ieri până azi tu te-ai mișcat foarte, foarte bine. Sper și eu. Vroiam să mă lansez mai devreme, dar tot nu reușeam. Toate la timpul lor. Toate la timpul lor. Exact când trebuie. Există un moment pentru absolut tot. Știi ce vreau să te mai întreb? Sunt multe piese de ale tale. Adică știu că unele dintre ele sunt reinterpretări. Da. Altele sunt compoziții proprii. Da. Am și cover-uri la hituri internaționale, dar în mare parte îmi scriu piesele singură, bine, în colaborare cu băieții de la InCreative. Scriu și text și muzică și am lucrat la sound-ul, la
conceptul proiectului împreună cu ei. Este muncă de echipă. Și eu scriam și până la... încercam să scriu piese, dar cumva eram foarte timidă și nu aveam încrederea asta să lansez ceva. Totdeauna scriam și aruncam. Am două întrebări. Apropo de experiența de la Londra, dacă ți-e dor de scenă, că spuneai că acolo te-ai axat mai mult pe zona de actorie. Da, dar eu am făcut film. N-am fost în scenă. Dar... păi și pe când un documentar Netflix cu Cătălina Cara, de la începuturi până la... până la... Să știi că niciodată nu am vrut să fac atât de mult actorie. M-am dus în zona asta pentru că cumva a fost foarte natural. Am făcut mai întâi media la colegiu, unde am făcut și regie și de toate ce ține de industria filmului și teatrului. Și de asta am ales să merg la actorie și muzică combinat, pentru că m-am gândit că îmi va prinde bine în cariera de artist, muzician. Dar marea mea dragoste și pasiune și ceea ce am vrut să fac toată viața a fost muzica. Și am vrut, de fapt, până atunci eu doar cântam, dar eu îmi doream să devin artist, să-mi scriu propria muzică, propriile texte, pentru că pentru mine asta înseamnă să fii artist. Dacă nu scrii muzica, nu participi tu la procesul creativ, ești doar cântăreț, interpret. Un om care interpretează ceva. Ceea ce nu este un lucru rău, dar eu mi-am dorit mai mult și îmi doresc în continuare să mă dezvolt, îmi doresc în continuare să cunosc mai multe instrumente, să cânt și la pian bine și la tobe. Am văzut niște chestii la tine pe Instagram acolo. Ies niște lucruri frumoase. Cătălina Cara, încă o dată bună dimineața, bună! Bună dimineața încă o dată! Să știi că mi-am amintit acum că prima oară când am auzit de emisiunea ta, așa? Monica Vârledeanu la tine, credeam că se numește TikTok, adică gen talk, adică vorbești cu tâlc. Păi cu cam sens. Așa e, TikTok, exact, e cu altceva, da, s-a gândit bine cine s-a gândit să dea titlul acestei emisiuni de weekend. Da, te-ai gândit și tu bine să vii la noi cu o piesă nouă, fresh. Da, masa de săptămâna trecută are deja o săptămână și un pic și este una din cele mai preferate piesele mele. Așa? Se numește Faith. Și așa? Este despre dragoste de sine, în primul rând. Este ca o concluzie a unor experiențe prin care am trecut și când am decis să mă aleg pe mine, să mă iubesc pe mine în primul rând, pentru că atunci a fost momentul când am realizat că doar atunci când eu o să fiu acea persoană ok cu mine, încărcată, cu multă dragoste și iubire față de sine, atunci voi putea și eu să dau același lucru mediului înconjurător și altor oameni. Uh-huh. Și nu vorbesc neapărat de narcisismul ăsta, că eu sunt cea mai frumoasă, cea mai, dar de dragostea aia față de corpul nostru, să ne îngrijim, să... Tu ești una dintre cele care promovează acest concept de body positivity, care se îmbrățișează pe ea însă și așa cum e și din punct de vedere look, dar și ai venit la noi aici și trebuie să știți că Cătălina e o persoană extrem de sensibilă. Adică ea când vine la pachet cu toate cele, te și emoționează, dar în același timp îți vorbește din suflet. Ești foarte sinceră, asta vreau să zic. Nu știu dacă e de la faptul că ești un artist fresh sau așa ești tu, mie mi-ar plăcea să-ți păstrezi zona asta de sinceritate, știi? Vii și poveste și despre zonele mai puțin power, ca să zic așa, știi? Alea în care mai avem și noi și temeri, și frici, și neîncrederi și așa mai departe. Exact, pentru că este ceva normal și este foarte normal să simțim tot felul de sentimente și să trecem prin tot felul de experiențe mai puțin plăcute și mai frumoase pentru a ne dezvolta. Chiar și când cânt, simt că mi s-a schimbat foarte mult tehnica, modul prin care am ales să cânt. Și chiar profesoara mea de canto, când eram mică, îmi zicea foarte des că, Cătălina, ești talentată, dar vei cânta așa cum vrei să cânti, doar atunci când vei suferi foarte mult. Și eu, ca copil, nu înțelegeam de ce trebuie să sufăr în viață ca să pot cânta cum îmi doresc. Uite aici că mă zgândăr, trebuie să mă bag iar și iar or să se ridice sprâncenele pe aici prin studio, că vorbește tache și nu știu ce și așa și pe dincolo. Am mai auzit chestia asta cu suferința, că ne luăm inspirația din zona de suferință. Eu dar nu mi-au și bucurie inspirația din zona de suferință, așa. Dar asta să concretizez. Așa, bun, am subliniat asta. Dar inspiră și zona aia, cum ți-a zis ție doamna profesoară, știi? Adică o să-ți dai seama de niște lucruri doar când o să treci prin niște experiențe. Te face mai sensibil.
Ok. Și începi să apreciezi lucrurile și să vezi lucrurile mult mai altfel decât le vezi tu înainte de a suferi sau a trece într-o cumpănă, ca să zic așa. Dar eu nu pot scrie atunci când sufăr. Eu pot scrie abia după ce am trecut de acea etapă dureroasă și am procesat toate emoțiile astea negative. Te întreb asta pentru că tu ești o tipă extrem de bucuroasă, adică zâmbești mult, ești pozitivă, știi? Nu a venit a noastră în studio cu o față din aia ploată, doamne, am venit să cânt dor și jale. Păi sunt foarte fericită că sunt la voi pentru prima oară. Nu știu de ce nu m-aș bucura. Hai să și cântăm ceva live. Hai să încercăm să vedem cum sună piesa asta. Faith, uite, eu cobor Bedu și vă las pe voi, pe Cătălina Cara și Gelu, care e cu noi aici în studio la chitară. Mulțumim, Gelu, că ești cu noi. Gel Argente, parte din bandul meu. Iată. Avem un band cu două backing vocalist, Gelu și la Tobe Seba Dave. Hai să vedem cum sună la rece, cum se zice, Faith, Cătălina Cara. I won't push him on. You know you always come up early, and I catch myself get hurt. If that's what you want, and if you need it too, don't look back, take your time, think all this through. Woo! You always change your mind and leave me in the wild. Don't wanna always be aside. I'll step back from you, so now you think this through. Give you space, I'm waiting all on cue. Even if we part, I won't waste forever. We won't lose the love we had together. Let's take a leap of faith that we'll see each other. Keep our hearts a break so we can recover. In your dreams, feeling your teeth, you know I'm going. Follow that beat, listen to my heart soaring. Missing your soul, finding your hope, I follow that calling. Băi, senzațional! Stăteam și mă gândeam așa că e o combinație foarte interesantă între, iară, o să zic că moșat că suntem generație MTV și trăim din amintirii. Da, e o combinație între Nelly Furtado cu Kylie Minogue, cu intervențiile astea pe aer, dar vocea foarte caldă, mie îmi place foarte mult. Mie îmi place foarte mult. E o stare. Cătălina Cara e o stare. Asta este concluzia zilei. Și îți mulțumesc că foarte mult că ai trecut pe la noi și uite, ai adus exact starea aia de care aveam nevoie pe final de săptămână, într-o duminică nebună la Virgin. Așa, mai relaxată duminică am avut. Așa, așa zic și eu. Să știi că te mai aștept. Îți mulțumesc mult, Gelu. Mulțumim că ai fost și tu alături de noi și că ai venit cu acompania ăsta la rece, să se simtă, domne, muzica live, că da, ce, numai de-astea înregistrate. Dar merg și astea înregistrate, mai ales la radio, că fac parte din playlist, însă vreau să ascultăm și varianta Cătălina Cara Faith, aia, de radio, cum trebuie. Mersi mult că ați venit! Și eu îți mulțumesc foarte mult! Noi rămânem împreună la Virgin, la TikTok, știți că ne stă bine împreună, iar mie îmi vine să mai zic o dată bună dimineața bună, deși e 11:35 și ar putea zice lumea că-s nebună. Nu lăsa pe mâine ce poți asculta azi. TikTok cu Oana Tachie.